Deci, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, un nou eveniment, etruscii și spartanii, civilizații pierdute, istorii regăsite. Spartanii, o istorie legendară de Paul Anthony Catledge și etruscii de Lucy Shipley, ambele cărți publicate în colecția Cultură și Civilizație, colecție a editurii Herald. Înainte de a-i da cuvântul colegei mele, Luisa Neac, care coordonează colecția Cultură și Civilizație, aș vrea să vă prezint și invitații care ne-au onorat cu prezența și sunt alături de noi în această seară. Este vorba despre Valentin Botez, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universității București, Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, doctor în istorie, Alexandra Lițu, lector universitar la Facultatea de Istorie a Universității București, Cristina Mitrea, blogger, administrează site-ul 4 Arte, pasionată de istorie, și în ultimul rând, cum vă spuneam mai devreme, colega mea, Luisa Neag, coordonatoarea colecției Cultură și Civilizație. Luisa, ce ne poți spune despre această colecție și despre relevanța și importanța ei în portofoliul editurii Herald? Mulțumesc, Sorin. Mă simt dintr-o dată extrem de importantă. Colecția Cultură și Civilizație, așa cum îi spune și numele, urmărește să aducă în fața publicului cititor culturile și civilizațiile umanității, indiferent de spațiul și de timpul în care s-au manifestat sau se manifestă încă ele. Astfel, în această colecție putem găsi titluri, cum ar fi Cartea Egipteană a Morților sau Astrologie la Greci și Romani sau Mitologie taoistă, dar și o istorie a ateismului și, de asemenea, o istorie, că nu mă pot abține să nu fac o mică avantpremieră și, în același timp, o invitație, o istorie a filozofiei, mai frumos spus, povestea filozofiei despre viețile și doctrinele celor mai importanți filozofi din Occident, pe care o vom lansa sâmbătă, vă așteptăm cu drag, dar să revenim la ce facem în seara aceasta, și anume două istorii ale unor civilizații antice, etruscii și spartanii, două cărți dintr-o serie de istorii, pregătim acum și barbarii din aceeași categorie, dar da, vorbim despre spartani și despre etruscii în această seară. Iată un profesor emerit de la Cambridge, Paul Catledge, și Lucy Shipley, care este o tânără arheologă, ne aduc în față niște elemente din aceste civilizații, ceea ce este întotdeauna provocator, dar și foarte atrăgător, este felul în care ajung până la noi informațiile despre aceste civilizații de mult pierdute. Pe de o parte sunt scrierile celor care au trăit în acele vremuri, care au ajuns până la noi și, desigur, noi le prețuim foarte mult, dar nu putem să nu ținem cont de faptul că acei oameni nu scriau pentru noi și nu scriau de dragul de a respecta neapărat adevărul istoric. Ei scriau pentru ei și poate că de multe ori erau animați de diferite interese și atunci este necesar să cunoaștem un cadru mai larg în care apare o astfel de scriere ca să putem să ne dăm seama cât este ea de credibilă și cât de adevărate sunt informațiile respective. Cealaltă cale este, bineînțeles, arheologia, care descoperă vestigii și le interpretează. Și aici, desigur, se pot face multe teorii în jurul unei descoperiri, dar niciodată nu putem să fim siguri că nu se vor dezgropa în curând alte vestigii care vor infirma
întrebare pe care o adresez specialiștilor. Cât de sigur putem să fim pe informațiile pe care le avem despre aceste civilizații? Dincolo de toate acestea, ele ne fascinează foarte tare. Și vă dau un singur exemplu apropo de spartani. Filmul 300 cu Gerard Butler în rolul principal, celebra replică "This is Sparta", nu cred că este cineva care nu vibrează la acea scenă din film. Filmul a avut încasări de peste 400 de milioane de dolari și dacă spun asta deja e clar că nu mai este nevoie să mai ne gândim să demonstrăm cumva că ne interesează și că sunt importante pentru noi aceste istorii ale civilizațiilor pierdute, ci să ne întrebăm oare de ce și să le studiem cu cea mai mare atenție. Bineînțeles că ne identificăm cu acei eroi și bineînțeles că întrebarea din spatele oricărei asemenea lecturi este: dar oare cine suntem noi? Dar oare de unde provenim? Și cât de adevărate și cât de profunde și cât de autentice sunt valorile după care se ghidau ei. Și poate că există și o anumită nostalgie a acestor valori, că poate pentru ei erau mai importante decât sunt pentru noi astăzi. Și poate că în felul acesta căpătăm o speranță și o încredere că poate să fie și pentru noi mai bine vreodată. Cele două civilizații sunt descrise cât de mult s-a putut din partea fiecărui autor. Ce mi se pare mie personal interesant în cazul celor două civilizații este condiția aparte a femeii, pentru că femeile spartane, precum și femeile etrusce, sunt comparate cu femeile romane în acea perioadă și ele sunt cu totul altfel. Dacă femeia romană avea un rol pasiv, era tot timpul în umbra bărbatului, femeile romane erau descrise ca soții, ca fiice, ca mame, femeile spartane și chiar femeile romane erau crescute, bineînțeles, separat de băieți, fetițele, na, erau separate de băieți și chiar erau hrănite cu porții mai mici și chiar erau tratate într-un mod mai puțin, cu mai puțină importanță decât băieții. Fetițele spartane erau crescute la o altă sau în același fel cu băieții, erau hrănite la fel, erau educate la fel, ele se deveneau mai mari, adolescente, se luptau alături de băieți și chiar erau, se spune, polcatlici, că erau unse cu ulei și complet goale în văzul întregii lumi, ceea ce femeile romane nu făceau. Femeile etrusce, de asemenea, ele aveau voie să participe la ospețele la care participau și bărbați, ceea ce, din punctul de vedere al unei femei romane, era ceva îngrozitor și împrostit. Și era un privilegiu care li se acordau, din punct de vedere al femeilor romane, doar retairelor, din câte am citit, și ele erau oricum în afara societății. Deci, foarte multe detalii picante și mult mai picante, chiar în cartea pe etrusci, dar nu vă zic, dar vă deschid apetitul, sunt dovezi destul de incitante, sunt vestigii arheologice, sunt artefacte, sunt lucruri care arată că era o civilizație pe vremea aceea foarte interesantă și foarte complexă, să mai zic, ceea ce, da, etruscii sunt foarte misterioși, pentru că, de exemplu, nici până la ora actuală nu li s-a descifrat scrierea și ceea ce e fascinant este că, deci, un
una dintre metodele de descifrare a scrierii etrusce este prin comparație cu scrieri în limba latină, de exemplu, o inscripție care era, să zicem, bilingvă și care se afla la intrarea unui loc public, ceea ce ne face să ne gândim că era făcut acolo ca să fie citită de către toată lumea, adică oamenii de pe vremea aceea citeau la scară largă. Sau sunt foarte multe lucruri fascinante pe care le veți găsi în aceste cărți, dar mai bine le dau cuvântul. Mulțumim mult, Luisa. Etrușii au fost o civilizație proeminentă care a marcat puternic Italia antică. Cu toate acestea, ei au rămas plini de mister, așa cum s-a spus, ca un popor straniu, a cărui limbă și cultură au dispărut în mare măsură. Iar spartanii au rămas în istorie ca un popor de războinici și eroi, întruchipări ale unor valori, cum ar fi datoria, disciplina, sacrificiul de sine și duritatea extremă. Domnule profesor Valentin Botez, ca să reușești să scoți în evidență și să faci să apară interesant un popor, o civilizație de mult dispărut sau de mult dispărută, trebuie să dai dovadă de o anumită iscusință. Ce părere aveți despre modul în care reușesc cei doi autori ai celor două cărți să ne convingă că aceste popoare antice sunt încă importante pentru noi, pentru omul modern, pentru omul contemporan? De multe ori despre cum ajungi într-un anumit
unde te duci, ce vezi, afișe, panouri, vorbește și de cum se cumpără biletele și așa mai departe. Cu toate astea, deși are o perspectivă aparent mai lejeră, în spate se simte întotdeauna profesionist și nu are cum să nu se simte. Pentru că în 2014 și-a dat doctoratul la Southampton, la Universitatea din Southampton, pe ceramică etruscă, și deci e tema absolut clasică, materialul de bază în arheologie este ceramica, și asta la un centru universitar, care aparent este undeva mai în spate, față de Oxford și Cambridge, dar care, în fapt, este unul dintre cele mai active centre de cercetare din Marea Britanie și din lume. E un centru care se bazează foarte mult pe cercetarea interdisciplinară și iarăși asta se vede în carte, pentru că folosește, cum să zic, sit din palinologie pentru a reconstitui peisajul antic al Etruscii și folosește date carbon 14 și așa mai departe. Deci are o perspectivă mult, o plajă mult mai mare de de instrumente pe care le folosește în descrierea aia. Ea vine și cu abordare un pic diferite. Numele de, se vede și din numele de capitol. Are întrebări la care vă spun. Și face descrieri absolut savuroase de vieții cotidiene pe care încearcă să o reconstituie și are un efort întreg de a se apropia, de a apropia această civilizație dispărută de de publicul actual. Și vreau să fac o precizare. Săracii etruși nu erau misterioși. Ei își duceau viața de zi cu zi. Noi nu-i cunoaștem. Asta mi-aduce aminte de fraza cu care primul cursul inaugural pe care am avut la Facultatea de Istorie, unde domnul profesor Lucian Boia, care a început cursul așa. Roma a căzut în 476, doar că romanii n-au știut acest lucru. Deci trebuie să avem foarte mare grijă de cum privim noi civilizații dispărute. Civilizații care, pe de altă parte, au lăsat urme extrem de profunde. Că vorbește și cartea ei de influențele din Orient, mă rog, din Est, din Egipt, din Asia Mică, din momentul apropiat și, bineînțeles, masiv din Grecia. Practic, peninsula Italică, unde avea să se dezvolte cel mai statul care a influențat bazinul mediteranean cel mai puternic, oricum, în mod decisiv, la scara istoriei, a fost conectat, statul Italic a fost conectat la revoluția care s-a produs în perioada arhaică în lumea greacă, prin etruși și prin coloniile care aveau să se formeze în Magna Grecia, în Italia și pe aia în Sicilia. Și deci, ce s-a transmis prin etruși la romani de moștenire greacă a fost absolut fundamental. Și se vede asta atât de bine în artă și în toată civilizația lor. Dar, cum spuneați, etruscii sunt misterioși, nu sunt misterioși, au fost cercetați mai puțin și asta ține de modul în care se face istoria, de istorici, de oameni. Pentru că a venit Winckelmann, Johann Joachim Winckelmann, s-a supărat, și a demonstrat, din punctul lui de vedere, a demonstrat superioritatea artei grecești asupra celei romane și în felul ăsta, automat, etruscii au intrat într-un fond de un fel, în timpul lui Mussolini, s-a pus accent pe importanța elementului roman. Mussolini vrea să își compare statul propriu cu Republica Romană. Și, în consecință, tot ce era în plus a fost întins undeva, la un moment dat. La aceasta a contribuit și faptul că de ceva decenii, cercetarea tinde să meargă în tot mai mare profunzime, nu să fie, nu mai avem savanții erudiți de altă dată. Și atunci omul s-a concentrat pe temele la mod. O tendință modernă care are o serie de efecte negative. Sistemul de la Polonia, la
faptul că se studiază doar 3 ani în universitate, a avut și un aspect pozitiv. În momentul actual, pentru a te integra, a promova în sistemul de cercetare, trebuie să ai doctorat. Și atunci a explodat numărul de doctorate și doctoranzii caută teme noi. Și atunci mulți, din fericire, au început să reia teme deci, cu alte perspective, să caute temele uitate. Și atunci truștii au reapărut pe portanții. Da. Și avem, curia să avem o fostă studentă și masterandă, care actualmente este doctorandă la Tübingen, o mare specialist în religii din Statele Unite, Jörg Rübke. Poate o să avem și noi mai multe cunoștințe pe viitor despre mai multe legături cu spațiul. O să închid spunând că cele două cărți se pare că publicarea acestor două cărți traduse foarte, foarte bine, că altfel se respectă foarte bine terminologia și calitățile autorice, la fel, sunt descrise foarte bine. Cele două publicații sunt foarte importante pentru că sunt scrise la un nivel profesionist de primă mână și în același timp sunt foarte accesibile publicului. Și din păcate, în ultimul timp, publicul este tot mai departat de istoria veche, deși istoria veche, dacă ar fi cunoscută, ne-ar învăța foarte multe despre ce se întâmplă acum. Pentru că întotdeauna istoria se repetă. Mulțumim foarte mult domnului profesor Valentin Botez, Alexandra Lițu. Cum demonstrează autorul cărții Spartanii, Paul Anthony Cartledge, că spartanii au jucat un rol important, un rol principal în apărarea Grecii. Acest fapt ne-a permis să avem acces nealterat cumva la tot ce înseamnă cultura și civilizația Grecii, ce reprezintă una dintre cele mai valoroase rădăcini culturale pentru noi. Prin ce lucru relevant și-au adus spartanii aportul la păstrarea a ceea ce înseamnă cultura și civilizația elenă în ansamblu? Mulțumesc și eu pentru invitație și aș vrea să încep răspunsul la întrebarea dumneavoastră cu câteva gânduri pe care vreau neapărat să vi le spun. Și anume că apariția celor două cărți este un eveniment foarte important pentru cultura română, atât de specialitate cât și de masă. Din motive diferite. Cartea lui Spartanii, a lui Paul Cartledge, este într-adevăr o carte a unui savant produs de Oxford și de Cambridge, dar în același timp Paul Cartledge a asumat încă de multă vreme statura unui intelectual public, așa cum fac în ultima vreme mulți specialiști în istoria antică. Ce este acela un intelectual public? Un intelectual, un specialist în istorie veche, care iese în fața publicului larg și încearcă să explice idei, întâmplări din antichitate, astfel încât ele să nu fie deformate de discursuri paralele, politice sau chiar culturale extravagante de tipul filmelor de senzație și în același timp să arate publicului ce ne poate învăța experiența veche. Întrebarea pe care o puneți are de fapt o istorie veche care începe la Atena de data aceasta, Atena, atenienii cei cunoscuți ca mari dușmani ai spartanilor, pentru că la Atena, după războaiele dintre greci și perși, care au avut loc la începutul secolului V, înainte de Hristos, s-a elaborat o mitologie a acestor războaie, și anume, perșii, un mare popor, creatorii unui mare imperiu aflat în zona asiatică, au devenit în imaginarul atenian, imaginar concretizat în istorie, literatură, dar și opere de artă, esticii, asiaticii, ceilalți sau barbari. Și prin această metamorfoză din gândirea ateniană, care face parte în ceea ce se numește construcția identității ateniene, atenienii și automat spartanii și aliații lor au devenit apărătorii vestului, ai civilizației, ai celor care refuză sclavia, pentru că nu sunt supuși unui mare rege așa cum sunt perșii, și apărătorii libertăților și valorilor care au ajuns sub formă europeană până la noi. Pe de-o parte,
parte avem un eveniment istoric foarte important, sau de fapt o suită de evenimente istorice, războaiele medice, în care avem câteva bătălii fundamentale cunoscute în general de toată lumea cu o cultură generală rezonabilă. Bătălia de la Termopilă, unde principalii actori sunt spartanii, care se opun înaintării perșilor sub conducerea regelui Leonidas. A spune că ei câștigă acea bătălie, ca să spun așa, e figură de stil, pentru că ei de fapt nu o câștigă, ei mor cu toții, însă ce reușesc este să încetineze înaintarea perșilor. Alte bătălii, victoriile de la Salamina și victoria de cu 10 ani înainte de aceste întâmplări de la Maraton, sunt victoriile grecilor împotriva perșilor, victorii care pentru Atenie și pentru toți grecii înseamnă enorm, înseamnă fundamentul propriei lor identități, așa cum o înțeleg ei ca fiind opusă barbarilor din Est, dar să nu ne mire, pentru că suntem în fața unei instrumentalizări, dacă vreți, a istoriei, că în sursele persane aceste bătălii aproape că nu apar. Ba chiar în acele monumente care sunt elaborate sub comanda regilor perși, grecii sunt menționați ca fiind supuși ai perșilor. Deci ne aflăm în situația unor evenimente istorice pentru noi, pentru ei grecii, pentru noi europeni, fundamentale, prin felul în care au fost interpretate mai ales. Ce este un caz, cum să zic, minunat de studierea mitologizării istoriei. Aș mai vrea să spun niște lucruri despre cartea lui Paul Partridge. Ea este scrisă cu toată competența unui specialist, pentru ca toată lumea să înțeleagă, să înțeleagă despre ce este vorba când vorbim de Spartan. Paul Partridge este la ora actuală cel mai important istoric, specialist în istoria spartană. Și ceea ce face el în această carte, pe lângă faptul că ne pune sub ochi evenimentele spartanilor de la primele momente ale existenței lor până la prăbușirea puterii spartane, este un lucru, o operațiune foarte interesantă pentru un istoric. Și anume, încearcă să schimbe felul în care se focalizează sursele. Spartanii, așa cum îi știm, eroi războinici, interesați de severitate, de o educație foarte strictă pentru a forma războinici, nu scriau. Există foarte puține surse pe care le putem scrise, pe care le putem conecta direct cu Sparta, iar consecința directă a acestui fapt este că istoria spartană este spusă de atenieni, care erau în același timp dușmanilor declarați, dar în același timp, măcar parțial, și admiratorii lor. Deci este din nou un caz extrem de interesant în istorie. Paul Partridge încearcă să recupereze punctul de vedere spartan. Pe cât posibil să ne depărteze de un atenocentrism care influențează și a influențat de foarte multe ori felul în care este spusă istoria grecilor în ansamblu. Acest lucru îl face concentrându-se pe perioada de glorie spartană, cea dintre războaiele medice, până în momentul în care spartanii pierd bătăliile în fața tebanilor, și concentrându-se pe momentul Termopile, de altfel bătălia de la Termopile reprezintă subiectul unei cărți separate care este dedicată de Paul Partridge, deoarece Paul Partridge consideră că această bătălie este punctul culminant în atât conflictul dintre greci și perși, cât și în elaborarea mitologiei asupra acestei înfruntări între Est și Vest. Și o face de asemenea încercând să explice în profunzime cauzele eșecului spartan. O să întâlniți în carte atât o viziune de ansamblu asupra ceea ce știm, grație arheologiei, asupra spartanilor, dar mai ales un exemplu al modului în care trebuie exploatate în mod critic izvoarele scrise și cum să faci acest lucru într-un fel care este deschis publicului larg. Și asta înseamnă că publicul poate să învețe nu numai lucruri despre spartani, ci poate să învețe el însuși cum se face o lectură critică și asumată, onestă, realmente, a izvoarelor istorice. Deci este o lecție multiplă. Mulțumim, Alexandra Lițu. Cristina Mitrea, ca o pasionată de istorie, știu că ai scris și recenzii la cele două, mulțumesc, Luisa, la cele două cărți. De ce le-ai recomanda
găsească, sau la ce întrebări ar trebui să găsească răspunsuri privind civilizațiile vechi, privind civilizațiile pierdute? De ce recomandă aceste cărți? Cititorului obișnuit, care nu are neapărat un background istoric. Cele două cărți îmi par scrise într-un limbaj foarte accesibil, așa cum s-a spus deja aici, un limbaj clar pe care să-l înțeleagă un public care nu are acest background istoric, dar care este pasionat de lectură și de istorie și care vrea să afle mai multe lucruri despre anumite popoare sau despre anumite zone. Despre istoria spartanilor și a etruscilor. Pe de altă parte, mă gândesc că repet, aceste două cărți reprezintă o lectură utilă pentru tine. Mă gândesc la adolescenți. Nu știu ce mai studiază ei la istorie în liceu. Pe vremea mea, acum 20 și ceva de ani, este vorba foarte puțin, pe scurt, despre spartan sau despre etrusci. Și mă gândesc că dacă profesorii de liceu le-ar recomanda elevilor aceste cărți ca lectură acasă, poate că, nu știu, din 25 sau cât sunt într-o clasă, poate că 5-6 chiar le vor citi, vor fi interesați să afle mai multe despre cum trăiau spartanii sau etruscii, despre ritualurile de înmormântare, despre religia lor, despre statutul femeii, despre expresiile artistice. Și atunci, din aceste cărți pot afla toate aceste lucruri și cine știe, poate că dintre acești 5-6 elevi care citesc aceste două cărți, poate că unul sau doi vor vrea să afle mai multe și atunci profesorul îi poate recomanda și alte lecturi, volume mai complexe, mai consistente, poate chiar o să-i trimită la o bibliotecă, fie ea și online, și atunci aceste cărți ar putea fi așa ca o portiță spre o cunoaștere mai profundă. Mulțumim, Cristina Mitrea. Ultima întrebare pentru fiecare invitat. Domnule Valentin Botez, care sunt de fapt originile etruscilor? Până la urmă vorbim despre spațiul din Cisma, cum îmi place să-i spun, peninsula din Italia de astăzi. Care au fost considerentele pentru care acest popor până la urmă nu a reușit să transmită mai departe, sau este o civilizație totuși dispărută, chiar dacă sunt foarte multe vestigii arheologice și s-au descoperit foarte multe lucruri în siturile arheologice. Cu toate astea, până la urmă, strămoșii, să le spunem, italienilor de astăzi, sunt romani. Repet, chiar dacă etrușii și-au adus contribuția la tot ce înseamnă cultura în civilizația în acel spațiu. Așa cum a spus deja colega mea, referitor la bătălie, la războaiele mirice și acum percepută istoria, istoria este scrisă de învingători. Și toate că etrușcii într-o primă fază aveau o societate mult mai dezvoltată, mult mai avansată decât romanii au fost foarte buni la un capitol excelent, și anume la militarie. Și în momentul în care au început să cucerească, până la urmă s-au impus, au preluat din teritoriile respective, de la fiecare din triburile, populațiile respective, diverse elemente. Dar au avut această trăsătură militară foarte, foarte bine dezvoltată și s-au impus. Pe
de altă parte, în cultura lor, nu știu, au lăsat urme foarte puternice, chiar în centrul civilizației lor. Centrul lor religios, a Roma, este pe Capitoliu, templul Jupiter Optimus Maximus, Jupiter cel prea mare și prea bun. Templul acela este un templu construit pe o tradiție etruscă. Sunt foarte multe elemente de care le pot observa. Etrușii au dispărut ca societate organizată diferit, dar au lăsat mai departe conștiință culturală. Nu ai ce să faci, la fel că, pe de altă parte, spartanii i-au înfrânt la un moment dat pe atenieni, însă istoria au scris-o atenieni și a rămas este de atenieni și spartanii au devenit foarte misterioși. Nu-i vorba mai despre faptul că spartanii nu scriau, dar o sursă foarte importantă în studiul societăților vechi este Ithan Mismar, monedele. Ori spartanii, în utopia în care trăiau, au spus ei că banii corupt și umblau cu obol, oboi, oboluri. Da, care nu știu că urau oboluri, nu? Și oboli. Și erau niște bani de bronz. Obeloi, așa, obeloi. Umblau cu ele și erau total impractice. Au fost abandonate. Nu au funcționat. Au fost în cele din urmă, practic au fost foloseau monede din alte părți. Dar ce a rămas, ce s-a impus, a fost moneda atică, moneda ateniană. Este tot, și în Marea Neagră, este tot s-a impus tipul de monedă ateniană. Și deci contează cine scrie istorie. Romanii, în mod clar, scriau mult. Atunci au și bătut pe etruși și au și scris istoria. Deci etruștii săraci nu au mai avut nicio șansă. Aș vrea să spun ceva cu privire la acest subiect, pentru că, așa cum se întâmplă de multe ori când e vorba de cultura europeană, ne întoarcem tot la greci. Adevărul e că noi nu știm, dar etruștii sunt în jurul nostru. Marea Tireniană are numele acesta pentru că grecii au numit pe etruști Tireni. De ce? Pentru că la un moment dat, în momentul în care grecii au colonizat sudul Italiei și Sicilia, au intrat în conflict cu etruscii și cu alte popoare celebri cartaginezi pe care îi vor înfrunta romanii, în competiție pentru Mediterana, pentru vestul Mediteranei. Numai că, din cauza situației surselor, pentru că de la etrusci nu ni s-au păstrat decât câteva, ni s-au păstrat numai inscripții funerare, deci noi avem o extrem de mică parte din ce scriau etruscii și pe deasupra nici nu înțelegem prea bine. Din această cauză am rămas, ca să spun așa, în lectura greacă a etruscilor. Și mai mult decât atât, când scriem, faptul că scriem, de fapt, îl datorăm etruscilor, pentru că alfabetul grecesc le-a fost transmis romanilor de către etrusci. Mitologia greacă, ca să zic așa, prima școală a romanilor, a venit la acum tot prin intermediul etruscilor și cine o să-și ia timp să meargă să viziteze necropolele etrusce din jurul Romei, o să vadă că în acele morminte există frește care, pe de o parte, prezintă Iliada și Odiseea, și de cealaltă parte, ca într-un soi de dialog sau de competiție sau de transfer de legitimitate, isprăve ale eroilor etrusci. Mai mult decât atât, pe parte din regii Romei au fost etrusci. Etruscii sunt primii care au făcut, după învățătura greacă, mari lucrări de urbanizare la Roma. De fapt, etruscii sunt în jurul nostru. Numai că ei ne transferă de multe ori o moștenire greacă. Și de asta este foarte importantă cartea lui Lucy Shipley, pentru că ne ajută să ne înțelegem pe noi mai bine, să stăpânim instrumentele noastre culturale și așa înțelegem de unde vin și de ce sunt la noi. Și uite, găsesc un fel de paradox între cele două civilizații. Mă refer la faptul că romanii, și s-a vorbit despre caracterul lor militar și faptul că erau foarte bine puși la punct din acest punct de vedere, și-au avut cumva întâietate, a fost cultura care s-a impus, așa cum s-a spus, de partea cealaltă,
același spirit militaresc îl găsim la spartani și cu toate acestea nu s-au impus. Atenienii au fost cei care până la urmă s-au impus din punct de vedere al culturii și din punct de vedere al civilizației, nu doar din punct de vedere militar, și ar putea părea un soi de mic paradox între cele două civilizații. Spre deosebire de spartani, romanii au fost întotdeauna foarte deschiși și au adoptat foarte mult din ce au găsit în teritoriile cucerite. În plus, aveau un spirit practic și pragmatic pe care eu personal îl iubesc. Să vă dau un exemplu apropo de războaie și de adaptare. Inițial, în momentul în care erau eu un mic sătuc, declararea războiului se producea în felul următor. Se duceau la graniță cu preotul Delonii, zeița războiului sângerat, și preotul Delonii arunca o lance în teritoriul inamic. Foarte simplu. După ce au cucerit toată Italia și era mai complicat să tragă mări preotul Delonii ca să înceapă războiul, în sanctuarul Bellone de la Roma a fost construit un nou spațiu, a fost amenajat un nou spațiu care era considerat teritoriul inamic. Și preotul se ducea frumos conform tradiției și arunca lancea în acel spațiu și se considera că a început războiul. Deci romanii au găsit întotdeauna un mod de adaptare și în momentul în care au ajuns să stăpânească Italia și pe aia, după primul război cu cartaginezii Sicilia, și-au modificat instituții, ceea ce spartanii nu au făcut, mult mai puțin. Și în felul acesta nu au reușit din punct de vedere politic. Cu spartanii s-a întâmplat ceva foarte interesant. Ei, în vremea lor foarte veche, cea pe care o cunoaștem ca perioada arhaică, erau ca ceilalți greci. Numai că, la un moment dat, s-a pus în aplicare un program de construire culturală, practic de prefacere culturală, care este cunoscut în tradiția scrisă sub numele de reformele lui Licurg sau Marea Retră, Marea Tradiție Orală Spartană. În acest program, punctul central era militarizarea spartanilor, o educație centrată pe excelența militară, de ce? De data asta, tot din considerente foarte pragmatice, pur și simplu spartanii stăpâneau în Peloponez, unde se găsea Sparta, o regiune foarte întinsă, a cărei populație îi depășea numeric și aveau nevoie să se păstreze tot timpul excelent pregătiți și în priză pentru a-și menține dominația asupra acelei regiuni. Programul politic, ca să spun așa, pus în practică la Sparta, opunea într-un fel excelența războinică performanței culturale cu o excepție. Acele ceremonii religioase în care erau implicate și performări de cântece și dansuri, care erau efectuate numai în grupuri, în coruri și ale căror teme erau preamărirea Spartei și elogierea faptelor de glorie ale cetățenilor înfăptuite în numele Spartei. Indivizii nu contau. Ceea ce conta era devoțiunea lor față de un stat care plasa excelența militară pe primul loc. Romanii, în schimb, ca să spun așa, cum bine a zis colegul meu, erau cu tot specialiști în integrarea tuturor neamurilor și populațiilor cucerite, romanii știau să învețe. Ei au învățat prima oară de la etrușci, sub stăpânirea cărora au fost o perioadă, după care i-au alungat și mai întâi prin intermediul acestor etruși, apoi în mod direct, marii maestri ai romanilor au devenit greci. Romanii au învățat de la greci să facă literatură, au învățat să scrie istorie și, de fapt, în toată perioada dominației romane, avem o literatură care ar trebui gândită ca o literatură greco-romană, pentru că scriitorii latini în permanență sunt în dialog cu modelele lor grecești. La fel cum avem o situație de asemenea extraordinară în istoria umanității, și anume istoria ale romanilor scrise de cuceriți, adică istoria ale romanilor scrise de greci. Și este un lucru
extrem de interesant intelectual să compar istorii scrise simultan de cuceritori de romani, dar crescuți în școală grecească, și de cuceriților de greci care încearcă să înțeleagă temeiurile puterii romane în pofida superiorității culturale grecești. Deci iată cât de frumos se țese așa o legătură între civilizații, între civilizația romană și cea greacă. Eu le mulțumesc invitațiilor noștri că au fost alături de mine, Valentin Botez, Alexandra Lițiu, Cristina Mitra și Luisa Neac, pentru că ne-au purtat așa într-un soi de călătorie în timp, în civilizațiile antice, civilizația etruscă și civilizația spartană, cu recomandarea de a citi cele două cărți, Etruscii de Lucy Shipley și Spartanii de Paul Cartledge. Vă urez în continuare o seară frumoasă!